Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Băiatul vostru, Adițu, vă aduce un nou videoclip șmecher. De data asta facem un prim car vlog. E prima dată când fac așa ceva. Am mai prezentat eu vechea mea mașină, dar nu am vorbit așa și n-am prezentat-o mai ca lumea cum o prezint eu de obicei. Dar e un început în toate, corect? Așa că dacă vreți să mai vedeți vloguri de genul acesta în care vă prezint neapărat mașina, în care facem vloguri, nu ezitați să-mi spuneți în comentarii și să dați și voi click pe butonașul acela de like. Bun, haideți să începem și să vă prezint noua mea mașină, mașina pe care o am de, cam să zicem, aproape 2 luni și de care sunt super, super mulțumit. În caz că nu v-ați prins, este vorba de o Kia și dacă nu știți modelul, vă spun eu, Kia Ceed. Este modelul 2019, adică e ultimul din generația a treia de Kia. Avem aici frumușel badge-ul Ceed. Înainte Kia avea Ceed cu un apostrof acolo, dar apostroful acela a dispărut și este Ceed normal. Și acest model pe care l-am ales eu este GT Line, adică are un aspect așa mult mai sportiv și mai interesant. Are acolo 2 guri de evacuări. Evacuările alea, bineînțeles că sunt, stați să vi le arăt, sunt false. Deci nu iese nimic de aici. Toba de eșapament este acolo și este una singură, pentru că motorul este unul mai micuț decât cel mai performant pe care poți să-l iei pe modelul acesta. O să vă explic în câteva momente despre ce este vorba, dar am zis așa să facem un, să zicem, 360 pe lângă mașină, să vedeți cum arată, să vedeți despre ce este vorba. Bineînțeles, chestia care îmi place foarte, foarte mult la mașina asta și bineînțeles că chestia cea mai importantă după mine este culoarea. Uitați-vă și voi ce culoare șmecheră are această mașină. Haideți acum să discutăm despre toate dotările pe care le are această mașină, despre toate lucrurile care, cu care vine această mașină și în general ce am mai pus eu pe ea și ce chestii am ales eu în plus față de lucrurile basic de la această mașină. Cum am spus mai devreme, acesta este un GT Line, adică nu este modelul obișnuit, este un model așa mult mai sportiv, are niște accente sportive, de exemplu pragurile acestea sunt mai sunt de pe modelul GT. Destul de interesant în față, la farurile astea avem accentele alea cromate, așa, nu știu cum să vă spun, unde sunt farurile de ceață. Ce să vă mai arăt eu vouă? Și în spate v-am arătat mai devreme, în spate sunt gurile acelea de ventilație, era să zic, sunt gurile, evacuările alea foarte, foarte interesante, dar sunt mai mult de aspect decât practice, pentru că, v-am spus, e doar o singură evacuare acolo jos. Cât ați observat și voi, culoarea este Orange Fusion, așa se numește pe configuratorul celor de la Kia, și aici sus avem negru și plafonul este negru, pentru că aici sus avem o trapă foarte, foarte mișto. Și combinația asta de portocaliu cu negru se vede fai, deci e nebunie totală cum se vede portocaliu ăsta cu negru și cu capacele astea de la oglinzi la fel și ele negre. Dacă tot suntem la exterior, haideți să discutăm și despre faruri, stopuri și roți, pentru că astea sunt la exterior, deci na. Farurile acestea sunt full LED, deci avem aceste 4 chestii care se aprind, cuburi de gheață, cum le numesc cei de la Kia, sunt luminile de zi, practic, și înăuntru acolo este farul LED, care arată în felul acesta, și aici, pe marginea astea, sunt semnalizările, stați să deschid și mașina să vedeți, vedeți cum se aprind? Foarte, foarte drăguți. Și pe capacele de la oglinzi, la fel, avem și o bandă tot cu LED care se aprinde când semnalizăm și chestii de genul acesta. Îmi cer scuze pentru gălăgia de pe fundal, dar asta este. Jențele, din câte vedeți, sunt în felul acesta, să le puteți găsi modelul GT Line, deci acestea le primiți basic la modelul GT Line. Și cauciucurile sunt Michelin Privacy 3, dacă nu mă înșel, 225-45R17, deci sunt pe 17 inch. Există o opțiune să aleg 18 inch, dar am zis, bă, parcă nu merită 18 inch, chiar dacă arăta mult mai bine și erau mult mai frumoase, că nu merită să dau confortul pentru, cât? Pentru... Și asta arată super, super mișto. Și farurile din spate, cam așa arată. Banda asta de aici pe care o vedeți voi, asta este iluminată cu LED. Deci banda asta este o bandă LED. Semnalizarea este aici, este pe bec normal și aici este becul de dat cu spatele și în părțile astea alte mai avem și ceața, tot pe undeva pe acolo este pusă. Cam așa arată și cheia, băieți. Avem aici încuiat, descuiat și hold, adică să deschidem doar portbagajul. Și haideți acum să intrăm în mașinuță cu cheia în buzunar, pentru că este keyless entry. Apăsăm pe acest buton și după ce am apăsat pe butonul ăsta,
astea s-au dat așa într-o parte și putem să intrăm în mașină fără probleme. Bun, și ăsta este interiorul mașinuței. Haideți să vă arăt acum interiorul mașinii, adică prima dată să vă arăt fața de ușă. Aici avem comenzile pentru geamuri, simplu, comenzile pentru oglindă, să alegem oglinda pe care vrem să o setăm. Aici să dăm oglinzile să le pliem și să le lăsăm normal. Este o față de ușă cât se poate de normală. Aici avem loc unde putem să ne punem chestii. Avem sistemul de boxe JBL. O să vedeți în câteva momente despre ce este vorba. Haideți să vă arăt acum și pedalele. Sunt niște pedale foarte frumoase de aluminiu, așa arată super, super mișto. Îmi cer scuze dacă este murdar la interior, dar n-am reușit să o curăț la interior, doar la exterior, o să curăț zilele astea și la interior. Scaunele, din câte vedeți, scrie pe ele GT Line și aceste scaune sunt speciale pentru că sunt din piele și scaunul acesta este electric. Scaunul șoferului este electric, putem să dăm aici mai față, mai spate, și foarte bine care este povestea cu scaunele electrice. Și pe ușă, am uitat să vă arăt, mă rog, așa arată mânerul și aici pe ușă avem să setăm poziția șoferului, pentru că poziția șoferului este cu memorie. Bun, acum suntem și la interior, haideți să vă arăt toate chestiile acestea. Ăsta este volanul, este un volan foarte, foarte frumos, foarte, foarte șmecher din punctul meu de vedere, este de piele, evident. Aici scrie foarte frumos GT Line, pentru că este, acest volan este diferit față de cel normal de la SID-ul normal, pentru că v-am spus, avem GT Line-ul și din cauza aceasta este teșit aici jos și arată foarte, foarte drăguț. Avem acolo în bord, bineînțeles, mașina este pe benzină. Am uitat să vă spun, deci am uitat să vă spun o chestie foarte importantă. Ce motor are mașina și cât cai putere are mașina și toate chestiile astea, newtonmetri și toate nemurile astea, o să vi le spun în câteva momente, dar haideți să discutăm despre toate chestiile de la interior și după aceea o să vorbim și de treaba asta. Bun, ăsta este volanul, aici alegem toate nebuniile, sonorul, răspunde la telefon, închidem mai tare, mai încet, aici selectăm melodia, mai departe, înapoi, toate chestiile astea. Aici schimbăm dacă vrem să punem, de exemplu, radio sau dacă vrem să ascultăm de pe telefon sau eu știu ce alte nebunii avem noi. Asta este funcția vocală. Bun, în spate aici, ăsta este semnalizatorul, avem faruri automate. Mă rog, farurile de ceață care se pornesc așa, dăm de asta, de maneta asta sus-jos. Avem farurile de fază lungă automată și ca să selectăm aici, din câte vedeți, avem chestia asta, întoarcem de maneta asta și se pornesc toate. Dar o las pe automat pentru că e cel mai eficient în felul acesta. Aici, în partea asta, avem distanța, era să zic, doamne, farurile cât de sus se ridică sau cât de jos sunt lăsate. Avem iluminarea în bord, avem păstrarea benzii și de SP off, sau nu mai știu ce e chestia asta, dar scoate sistemele de siguranță de tracțiune a mașinii, parcă nu mai țin minte exact. Având în vedere că avem acel keyless entry, avem și butonul de pornit-oprit al mașinii, care este aici, dacă ținem piciorul pe frână. Probabil v-ați dat seama că este o mașină automată. Avem și aici mânerul mașinuței noastre. Park, reverse, neutral și drive. Da, deci e o automată normală, este o automată, are, transmisia este dublu ambreiaj. Are 7 rapoarte și e foarte, foarte bună pentru oraș, pentru ce am nevoie este perfectă. Nu trebuie să nu mă duc la curse ca să fac fel și fel de nebunii cu ea. Bun, acolo este temperatura lichidului, turometrul, avem acolo, v-am spus, un ecran, poate mă vedeți și pe mine pe acolo, și acolo ăla este kilometrajul cu rezervorul de benzină. Aici avem cruise controlul, nu are cruise control adaptiv, deși puteam să pun, dar am zis că, bă, dacă merg în oraș, nu cred că are rost să pun cruise control adaptiv, e foarte, foarte ok și așa. Ăsta este mânerul pentru ștergătoare, ăsta este ștergătorul din spate, asta se selectează aici intensitatea ștergătorului, avem ștergătoare automate. Oglinda de aici electrocromă este la fel și ea practic automată, ca să zic așa, nu ne orbește nimeni din spate. Aici este, bineînțeles, astea sunt comenzile pentru trapă, avem și iluminare LED aici cu o chestie foarte șmecheră pentru ochelari. Mă vedeți și mine pe acolo. Bună! Dați like la video, băieți, dacă vreți să mai vedeți chestii de genul acesta.
Aceasta este navigația, avem boxe JBL, foarte mișto se aude sistemul ăsta, poate o să pun niște melodii puțin mai încolo să vedeți și voi. Îmi place foarte mult că sunt butoane, butoane efective, adică nu trebuie să apăsăm pe un ecran ca să selectăm diferite chestii de aici, sunt butoane ca lumea, mișto, vreau să dau muzica mai tare, trag de ăsta, vreau să schimb postul, trag de alea, știi? Avem, bineînțeles, avoarele, închiderea centralizată și aici avem clima, ca să zic așa, este pe două zone, dar aici, bineînțeles, este cât se poate de basic, aici selectăm cât de puternic vrem să dea aerul condiționat, cât de încet, recirculare aerului, ce pot să mai zic. Și aici vine partea interesantă, pentru că avem opțiunile, dacă v-am spus că avem opțiunea de scaune de piele, acestea, din câte vedeți, au pielea aceasta este perforată și arată foarte, foarte mișto, se simte super, super bine. Această mașină are și scaune ventilate, deci pe lângă faptul că aceste scaune sunt și încălzite pe timpul iernii, avem și volanul încălzit, mai sunt și ventilate. Credeți-mă, sunt o minune aceste scaune ventilate. Bun, aici jos avem chestia asta, se deschide din câte vedeți și voi. Mi-am mâncat firul. Ok. Acolo jos mai avem o zonă în care putem să ne punem telefonul și pe lângă chestia aceasta, acolo avem un USB, o priză, auxiliarul, încă o priză de USB acolo, foarte, foarte mișto, cotiera pe care am transpirat-o, ok, foarte, foarte caldă mașină și cotiera care este, na, frâna electromecanică, aici avem o zonă unde putem să ne punem diferite chestii, butonașele auto start stop, aici selectăm modul sport, senzorii de parcare pe spate, pentru care senzorul de parcare doar pe spate, pe față nu are. Și de aici lipsește un buton, butonul ăsta care trebuia să fie aici și lipsește, este butonul de parcare automată care îmi punea și senzorii de parcare pe față. Deci eu nu puteam să selectez din configurator, nu puteam să selectez senzorul de parcare și pe față, pentru că mă punea să pun și acea opțiune pe care, sincer, nu prea o doream, pentru că nu parchez niciodată. Nu o las să parcheze niciodată, înțelegeți? Da. Haideți să și punem mașina, piciorul pe frână, apăsăm butonașul și... Haideți să vedem aici. Aute, cum se vede? 1948 de kilometri. A pune și aerul condiționat acolo, au pune toate chestiile. Haideți să dăm și noi astea. Să sperăm că nu se aude foarte, foarte nasol dacă avem ventilația asta pornită. Da, mor de cald, credeți-mă. Bun, haideți să vă arăt și trapa, să vă arăt chestia, butonul care deschide trapa, este acesta, dacă dăm așa foarte, foarte puțin, trapa se deschide foarte, foarte frumos, uitați-vă și voi cât de frumos se deschide această trapă și o las așa să se ducă, se deschide, ia mă mâncaia și gura ei de trapă, dar vreau să o las închisă pentru că e foarte, foarte cald și pe lângă faptul că e foarte, foarte cald, soarele ăsta mă topește. Astea sunt, v-am spus, astea sunt pentru climă. Am activat și scaunul ventilat. Așa, foarte mișto. Bă, ce pot să zic, mașina este super, super șmecheră. Este super, super ca lumea această mașină. Haideți să vă arăt și consumul, pentru că probabil puteți să mă întrebați și de consum. 7.5 în oraș cu aerul condiționat este mai mult decât perfect. Avem și Apple CarPlay, Android Auto. Îmi cer scuze dacă am pus pe mânuța pe cameră. Toate meniurile, aici avem toate meniurile, vedeți Android Auto, Apple CarPlay, totul super, super ca lumea. Deci cam așa se vede din spate. Hai să, mă, aș vrea să deschid asta foarte, foarte puțin să vedem cu trapă cum se vede așa deschisă. Vai, cât de mișto e, cât de mișto e, băieți. Cât de mișto e cu trapă. Foarte, foarte bună investiția. Chiar vă recomand dacă aveți posibilitatea când vă luați o mașină să vă luați cu trapă, pentru că e nebunie, credeți-mă. Bun, asta este bancheta din spate, scaunul din față este setat pentru mine și uitați-vă cât loc am la piciorușe. Îmi cer scuze pentru picioarele mele foarte păroase. Loc este suficient, la cap la fel, am la căpuț, poate mă vezi și prin acolo, nu știu cât de mult, dar am 2-3 degete maxim loc la cap dacă stau și drept așa. Bun, în spate... Materialele sunt de bună calitate, credeți-mă, doar în spate aici, plasticul ăsta de aici este mult mai tare, dar în față, credeți-mă, este un plastic moale, la fel și pe bord. Și o chestie foarte tare, în spate avem și bancheta încălzită. Deci... Haideți să ascultăm cum se închide și ușa. Se aude super, super bine și cu închisul ușii și toate chestiile astea. Bun, haideți să stăm și noi aici la volan. Deci, în primul și primul rând, mașinuța aceasta are un motor de 1,4 litri. 1.4 practic, 140 de cai,
242 de newton metri. În caz că vă întrebați ce fac, am tras asta de aici că nu prea îmi place mie. Deci, este o mașină super bună pentru oraș. Cel puțin pentru mine, pentru nevoile mele și pentru cum merg eu prin oraș și pentru toate chestiile astea, este perfectă, pentru că e perfectă. Pur și simplu, nu am nevoie de mai mult în oraș. În București, cum este, știți foarte bine cum este Bucureștiul, cei care stau în București știu foarte bine, cei care nu stau, vă spun eu vouă, este trafic nebun în București și nu ai unde să te duci, nu știu, cu 200 la oră. Nu ai unde, nu ai cum. Deci este perfect pentru mine este perfectă pentru mine această mașinuță. Haideți să pornim și luminile, să le vedeți foarte, foarte frumos cum se văd luminile. Hai să ieșim. Ok. La spate nu știu cât de bine o să se vadă, dar credeți-mă, astea sunt iluminate acum. Așa. Și să mergem și în față să vedeți. Adică arată super, super bine, zic eu. Și super, super mișto. Farurile, uitați-vă, nu arată așa în viața reală, credeți-mă, așa se vede pe filmare, dar haideți băi și vedeți să vă arăt acum cum arată Apple CarPlay și cu Android Auto. Asta este Apple CarPlay-ul. Android Auto, n-am Android-ul la mine că vă arătam, dar asta este interfața de Apple CarPlay. Telefonul, Waze-ul, Spotify-ul, WhatsApp-ul, toate nebunile astea. Și dacă vrem să intrăm înapoi în meniul de la Kia, ăsta este și avem aici un buton ușurcat foarte, foarte interesant. Ce chestie am uitat să vă spun? Am uitat să vă arăt, uitați-vă, deci în momentul de față suntem în drive, cu piciorul pe frână, ridicăm piciorul practic și putem să mergem, dar eu sunt practic aici pe contrasens, deci nu o să mă duc în față acolo. Haideți să vă arăt și camera de pe spate, pentru că această mașinuță are și cameră pe spate. Uitați-vă. Dăm, tragem de volan stânga, se întoarce, tragem de volan în dreapta, se întorc și barele alea pe acolo. Avem și aici înăuntru, ne și arată în ce viteză suntem și în ce chestii din asta suntem. Deci foarte, foarte mișto. Ce pot să vă mai spun eu, mă, băieți și fete, de mașina asta? Na, și ce pot să vă mai spun eu, băieți? Aici avem diferite meniuri, putem să vedem presiunea la roți, putem să vedem lane keeping assist-ul, alte nebunii, driver assistance, avem o grămadă setări și putem să ne facem toate nebunile astea cum vrem noi pe aici. Opa, 10-9, pentru că stăm pe loc și avem și aerul condiționat pornit și din cauza asta. Avem și temperatura transmisie, avem toate chestiile astea, deci mașina este o minunăție și o bijuterie. Credeți-mă, e o mașină super, super bună. Și nu o laud doar pentru că este mașina mea. O laud pentru că am mai fost și în alte mașini, am fost și în noul Ford Focus. Pentru că m-am uitat foarte mult când am vrut să-mi cumpăr mașină nouă, m-am uitat. Bă, care e cea mai bună mașină la prețul ăsta, știi? Și, sincer, pentru mine, cea mai bună mașină a fost această Kia Ceed și nu regret nicio secundă niciun bănuț pe care l-am plătit și l-am dat pe această mașinuță. Dacă vă întrebați cât am dat, puteți să intrați pe configurator, să puneți toate chestiile pe care vi le-am zis eu în videoclipul acesta, să le puneți acolo pe site-ul celor de la Kia și să vedeți și voi cam cât a costat, că n-am de gând să vă spun, pentru că nu are rost, nu consider că e o chestie necesară să vă spun treaba asta. Bun? Mă, băieți, cam asta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai vedeți car vloguri și chestii de genul acesta, nu uitați să dați și voi clip pe butonașul de like, să strânge cât mai multe like-uri. Și dacă vreți să mai vedeți alte nebunii, nu știu, 0-100 nu cred că am să fac, credeți-mă, se face în vreo 10 secunde sau ceva de genul acesta, 8-9-10 secunde, cam așa. Dar, nu știu, vedem, dacă mai vreți să mai vedeți videoclipuri cu mașina, nu uitați să dați și voi clip pe butonul de like. Bun, eu am fost băiatul Radițu, noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!